Bine ați venit! Bine ați venit invitatului nostru! Să facem rugăciune! Facem rugăciune de început! În numele Tatălui, Fiului și al Sfântului Duh! Împărate Ceresc, Mângâietul de Duhul Adevărului, care pretutindele ești și toate le împlinești, Sfințelul Bunătăților și Cinătătorului de viață, vină și te sărășurește cu noi și ne plăsește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile suflete noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în veci veci. Amin. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! În numele Domnului, Sfințite Părinte, binecuvântați! Cu noi este Dumnezeu, ca să-L har și să-L iubire de oameni, totdeauna acum și pururea și în veci vecilor. Amin. Amin. Las loc. Seară duhovnicească, înainte de toamnă, în acest sezon. Și foarte interesant, îl cunoașteți pe domnul Iulian Capsali. Știți că am strâns și noi, rândurile pentru dumneavoastră, când a fost să candideze la Europarlamentar. În urmă cu 2 ani. Dar Nelu este și regizor de film documentar, publicist și un foarte mare mărturisitor creștin și mai ales tată a 9 copii. Să mândrește cu treaba asta. Atanasie e cel de-al cincilea. L-a dus pe cel de la mijloc. Deci, al cincilea. Atanasie e al cincilea. Așa. Ce, ești mândru? Încântat, da. Sper să vină și mai multe lume. Tema din seara aceasta e o temă foarte interesantă. Sunt curios să văd ce să vă spun aici. Familia românească în contextul globalizării contemporane. Familia. Vorbim despre familie. Ne lovim de acest lucru foarte des. Familia noastră. Acum, domnul Iulian, nu știu de ne va începe cu familia. O să încerc să... Și unde o aduce. Da. În primul rând vreau să vă mulțumesc foarte mult, Sfințite Părinte, dragi enoriași, ai acestei biserici. Este pentru prima oară când mă aflu aici și trebuie să mărturisesc că e o mare bucurie pentru mine să văd că în mijlocul unui cartier care probabil că n-a avut niciodată biserici, și eu am locuit într-un astfel de cartier, în drumul Taberii. Noi nu aveam deloc biserici în cartier. Iată că apar astfel de bisericuțe care își duc mai departe, care duc mai departe cuvântul Domnului și reușesc să adune oamenii credincioși înspre Dumnezeu, folosind cuvântul lui Dumnezeu ca armă în aceste vremuri care sunt destul de dificile, chiar dacă aparent sunt vremuri de mare libertate. Slavă Domnului că avem drepturi să vorbim liber, că pentru că până în 89 așa ceva nu s-ar fi putut imagina, să avem o astfel de întâlnire, dar nici până în 1989 nu ne-am putut imagina că o să avem problemele care sunt acum. Eu când am ieșit în stradă, în decembrie 1989, nu mi-aș fi putut imagina nici o secundă că o să se pună vreodată problema unei alterări a ideii de familie, cum se întâmplă astăzi. Un lucru pe care bineînțeles că nimeni nu l-avea în cap, nici măcar legiuitorul la acea vreme. Știți bine că în Constituție a trecut soții. Acum, datorită, de fapt, din cauza acestei tendințe strani și
putem spune, pentru că suntem și biserică și suntem și credincioși, putem spune că e o tendință satanică de-a drept. De a desfința normalitatea familiei și de a o transforma în... de a o deconstrui, de fapt, pentru că postmodernismul pe asta se bazează și o să revin la acest aspect, pe deconstrucția a tot ce ține de tradiție, de normalitate, de țară, de credință și așa mai departe. Deci toate acestea pentru realizarea, deci e un scop destul de limpede, ca orice utopie, ca orice ideologie, pentru că noi ne luptăm practic o nouă ideologie, se dorește formarea unui om nou. Un om nou, rupt de orice fel de tradiție, fără credință sau cu o credință foarte amestecată, care poate fi oricând modificată în funcție de... E ca un fel de supermarket al credinței, fiecare își ia din raft ce își dorește în accepția postmodernă. Și ca să revin, nu ne puteam imagina, sigur, în 89, că lucrurile se vor duce în această direcție atât de nefericită, nu? Pentru că la ora aceea familia avea un statut foarte limpede, foarte bine definit. Chiar și sub comuniști familia a avut un statut... Era susținută de partid. Dacă făceai o greșeală la serviciu, era afară de partid. Eu aveam un vecin securist care a fost dat afară din securitate pentru că și-a lăsat nevasta. Deci era un lucru... Familia era bine ținută de partid, pentru că, așa cum spuneau și ei, era nucleul societății și așa și este. Cu toată limba de lemn, asta este realitatea. Așa, da. Era susținut. Locuri de muncă, cu casă, pentru ce pierdeau copiii. Sigur. Acum, sigur că știți bine că prima lege din 1989, două legi au fost date, dar prima țin minte că a fost liberalizarea avortului. Prima lege. Și asta a dus la un dezastru demografic, probabil că fără precedent și foarte greu de surmontat pentru foarte mulți analiști și sociologi. E greu de crezut că vom mai putea face ceva în momentul de față, pentru că statisticile Institutului Trebici al Academiei Române arată că în anul 2100, deci nu peste foarte mult timp, vor fi în jur de 8 milioane de locuitori în România. Iar peste și mai puțin timp, în 2050, aproximativ 12 milioane de locuitori. S-a bătut și pe cea. Exact. Ceea ce e absolut dramatic, cu toate consecințele adiacente. Bine, sigur că dacă s-ar duce o politică inteligentă, economică și nu numai și s-ar sprijini familia, lucrurile s-ar putea îndrepta, pentru că ar putea să vină înapoi. Știți bine că sunt aproximativ 4-5 milioane de români, mă rog, fluctuează cifra, dar sunt foarte mulți români care au plecat în afara țării ca să-și caute un rost. Și ei s-ar putea întoarce înapoi. Mai avem bazinul ăsta în Moldova, dar același bazin demografic al Moldovei, din ei se recrutează cei mai mulți români care muncesc în afara țării.
Mă gândeam că, gândindu-mă la ce moto aș putea să dau acestei întâlniri, mă gândeam la profeția Sfântului Antonie cel Mare, care spunea, va veni vremea ca oamenii să nebunească și când vor vedea pe cineva că nu nebunește, se vor scula împotriva lui, zicându-i că el este nebun, pentru că nu este asemenea lor. De multe ori, probabil că ați simțit și dumneavoastră că lucrurile deja încep să se întâmple. Dacă iei poziții în favoarea unor lucruri care sunt aparent normale pentru orice om de bun simț. Sunt unii care te fac nebun. Sau te amenință, sau spun că ar fi bine să taci din gură, sau că ar fi bine să taci pentru că poți suporta consecințe. E o lume mergem într-o direcție în care familia în contextul acesta al globalismului este probabil cel mai punctul cel mai lovit, pentru că știm bine că fără familie și fără credință, cu țara aproape că au rezolvat-o, adică practic aproape România nu ne mai aparține, dar fără credință asta ne-a mai rămas. Și biserica poate susține și idealul național încă la această oră. De fapt, cred că e singura instituție care mai face asta. Armata, din păcate, nu ne mai aparține nici ea. Avem doar o mică armată de mercenari care e purtată acolo unde este nevoie în războaiele globaliste. Deci singura instituție de forță la această oră este care încă poate susține sufletul românesc este biserica. Acum știm că toate aceste lucruri au fost au pornit, mă rog, poate că nu știm cu toții, de asta vreau să vă atrag atenția asupra începuturilor acestei tendințe de a modifica această paradigmă a normalității și a familiei. Ea stă în școala de la Frankfurt, în anii 20-30, mai mulți gânditori și filozofi de origine evreiască, obligați de situație, pentru că dacă mai rămâneau în Germania, ar fi fost omorâți, ar fi intrat în lagăre în orice caz, au plecat în Statele Unite și au format această școală, care se numea inițial Institutul de Marxism, dar a rămas cu această denumire de școala de la Frankfurt, care în componența căreia erau gânditori de marcă, cum a fost Gramsci, Lucas, Marcuse, un membru fondator al Partidului Comunist Italian, Gheorghi Lucas a fost un evreu de origine maghiară care și-a pus ideologia în funcțiune în scurta perioadă în care a avut loc Revoluția Bolșevică, care, țineți bine minte, a fost înăbușită de armatele române în 1919, dacă nu mă înșel. Da. Adorno, Fromm, sunt câțiva gânditori care au modificat, cum spuneam, această paradigmă a familiei. De fapt, lupta se dorea o luptă împotriva cutumelor sociale și familia intra în această
în această direcție pe care ei vreau să o implementeze, ca să spun, în societate. Au început cu mediul academic întâi. Mediul academic din Statele Unite a fost infestat de aceste idei. La ora actuală ele sunt cunoscute sub denumirea de corectitudine politică. Orice gând ai, orice idee, trebuie să te raportezi, să nu cumva să deranjezi prin ceea ce afirmi o minoritate. Fie ea că este de sexuală, fie că este religioasă, etnică, etc. Teza centrală a lui Gramsci era câtă vreme comuniștii vor avea suflet creștin, nu va fi posibilă revoluția comunistă. Iar ei și-au dat seama că dacă nu distrug creștinismul, degeaba. Nu reușesc să își implementeze această utopie a globalității pe care am încercat-o sub bolșevism. Deci văzând că nu funcționează sub nu funcționează dacă muncitorul, care nu e așa, la ora aceea era în avangarda societății, tot așa de fals pus în antagonic cu burghezia, cu țărănimea și așa mai departe, cu țărănimea care avea pământ, pentru că știți, ați avut cu toții, probabil, rude sau prieteni, sau chiar în familie, oameni care au pătimit în anii... Da, eu am avut, mama mea n-a putut să facă nici măcar liceu, au dat-o afară, pentru că bunicul meu era chiavor. Și-au dat seama de acest lucru, că fără să scoți din oameni, fără să le extragi credința, nu poți lăsați. Nu poți să schimbi societatea așa cum ar fi vrut ei, adică total. Gheorghe Lucas a spus că el, ca să fac o paranteză, el a implementat educația sexuală în școlile, în școlile maghiare în timpul Revoluției lui Imre Nagy. Spune, câtă vreme muncitorii și țăranii vor fi contaminați de creștinism și cultură occidentală, spunea el, Revoluția nu va birui la nivel global. Prioritatea lui a fost distrugerea fundamentului creștin și cultural al Occidentului. Ei au scos această idee că minoritățile și în general există această... Au făcut o mutație de la lupta de clasă clasică pe care au trăit-o bunicii noștri în anii bolșevismului. Au schimbat foarte pervers, pot să spun, către aceste grupuri, vezi, Doamne, oprimate. Grupurile oprimate de o societate care nu îi acceptă, nu le dă considerația necesară și nu le permite să se dezvolte în acea societate. Printre aceste grupuri oprimate, sigur că în Statele Unite erau și oamenii de culoare și așa mai departe, lucruri pe care mulți le cunoașteți, dar printre aceste grupări se aflau și homosexuali. Al doilea pas a fost în ceea ce privește homosexualitatea, a fost acela de a face din ea un lucru absolut perfect normal. Adică o asociația
psihiatrilor și psihologilor din Statele Unite, o asociație care, păi ne mă amuză, dar pentru, adică nu e chiar, nu e deloc amuzant. Anul trecut mi se pare că incrimina credința creștină ca fiind o problemă psihică. Da, deci aceeași asociație a scos din rândul bolilor și a problemelor cu resorturi psihice homosexualitatea și toate cele ce derivă din ea. Acum mai nou se fac presiuni ca să se accepte pedofilia, adică vârsta de consimțământ să scadă foarte mult. Există în Olanda partide care militează pentru asta. În Statele Unite și nu numai în Statele Unite se fac filme documentare care arată drama lor interioară, problemele cumplite prin care trec ei, care au o, ca să spun așa, o predilecție naturală, spun ei, și înnăscută către copii. Deci, asta ar fi, ca să spun așa, asta ar fi cadrul în care se pune astăzi problema, pentru că bănuiesc că știți că în Uniunea Europeană au fost rapoarte, Lunacek, Estrela, raportul Estrela, mai fost unul Zuber, au fost rapoarte care au fost votate inclusiv de parlamentari, europarlamentari români, care imprimau, încă nu impuneau, dar imprima statelor europene și le cer momentan, nu cu obligativitate, dar va urma și asta, le cer să recunoască familia homosexuală. Bineînțeles, urmată de adopția copiilor, asta este al doilea pas în aceste familii. Știți, probabil că e o familie în Marea Britanie, familia Barbu, au fost chiar ieri un meeting pentru ei la piața universității. Familia Barbu a avut niște probleme, sunt sigur cupluri care au probleme și se despart. Însă, în loc să le dea copiilor, i-au dat unei familii de homosexuali foarte bogați. Și se încearcă tot așa ca el, tatăl, Florin Barbu, să fie incriminat și chiar să-l... se poartă un proces acum, este în curs. Un proces prin care încearcă să-l închidă. Să-l închidă pentru că își cere cu vehemență dreptul de a crește copiii. Dacă nu ei, măcar rudele lor apropiate, ceea ce ar fi absolut firesc. Și mai știți, probabil mai cunoașteți și ce s-a întâmplat în Norvegia cu familiile de români cărora le-au fost luați copiii de către o instituție numită Barnevernet. Este o instituție care așa numită de protecție a copilului. Însă ei smulg copiii din familie, îi dau spre adopție, apoi se fac, dacă se mai fac niște procese în care niciodată statul nu pierde. Deci Barnevernetul n-a pierdut niciodată copiii. O să veniți aici. Mai puțin mă iertați, da. Întrerupem. Nu înțeleg, dacă vă rugăm și vă invităm să luați loc, sunt atâtea locuri libere în față, de ce vă duceți în capas unde nici nu vedeți bine, nici nu auziți bine? Poftiți aici jos, în față, cu curaj. Poftiți cât mai în față, ca să aibă loc cei care vin după aceea. Din cafasă, veniți, vă rog. Și cei din spate, stau pe trepte acolo. Eu nu mă simt bine că vă văd stând pe trepte când aici sunt bănci, pe care le-am adus pentru dumneavoastră. Poftiți, luați loc, ocupați loc. Părintele Teofil Părean spunea, dragă, când te chem, vino, când te trimit, du-te. Asta înseamnă biserică.
Așa spunea Dumnezeu. Așa e. Mă iertați. Mulțumesc. Acum mai am ceva, parcă mai bine. Lasă mai bine, da. Păi, acum nu văd săracii n-aud. Da, veniți. Uitați, scaune libere, bănci libere, pe care le-am adus pentru dumneavoastră. Poftiți cu drag în față, vă așteptăm cu mare drag. Vă poftim aici, în față. Nu, crezi că nu vreau să stea de fapt. Da. Așa. Da. Deci, cam astea sunt tendințele acestei lumi, ca să nu ne facem iluzii prea mari. Aceste experimente care se fac în Norvegia, în Marea Britanie și în alte state nordice momentan, în Suedia, Finlanda, sunt, dar cel mai tragic pentru familie este în Norvegia. Unde acest Barnevernet este condus de o celebră lesbiană. Deci ea e directoarea acestui centru de ocrotire a copilului. Și își duce ideologia până la extrem. Foarte greu, de curând, familia Bodnariu a reușit să-și recupereze cei 5 copii după ce s-au făcut presiuni enorme, inclusiv în Congresul American. Ei având șansa, ca să zic așa, că au avut această șansă, între ghilimele, dar uite că le-a folosit, că sunt, în cazul ăsta le-a folosit, sunt neoprotestanți și știm bine că ei au o forță foarte mare la Casa Albă și nu numai. Au un cuvânt greu de spus. Dar imaginați-vă că a fost un copil luat de la sânul mamei la 5 luni de zile. Și au stat 8 luni de zile cu toate presiunile enorme care s-au făcut. 8 luni de zile a trebuit să aștepte ca să le fie înapoiați copiii după ce s-au făcut pentru ei meeting-uri în absolut toată lumea. Mă rog, neoprotestanții fiind și mult mai activi în sensul ăsta social și politic și au reușit cu greu să-și aducă acasă cei 5 copii pe care i-au. Dar mai sunt familii, mai e familia Nan, pentru care chiar vă rog să vă rugați și să-i treceți în rugăciunile voastre, Dumitru și Mihaela Nan, care au 2 copii, un băiat și o fetiță, tot așa au fost luați de acasă. Am un prieten care a fost acolo în Norvegia director la 2 grădinițe. Un foarte, foarte bun manager și un foarte bun pedagog. Care, văzând direcția în care a luat-o această, așa zisă, protecția copilului, care, nota bene, îi obliga pe ei ca profesori, ca director de instituții, dar și ca profesor, să facă rapoarte despre copii foarte amănunțite. Dacă li se părea orice ceva suspect, erau obligați, prin lege, să raporteze. Deci, iată că instituția de lațiuni a fost dusă în școli și ei au fost obligați, practic, să facă aceste delațiuni, practic, care, în urma lor, puteau fi ridicați oricând copiii. Deci,
poliția putea să-i ridice a doua zi și abia ulterior urma să se facă o o cercetare mai amănunțită, un studiu de caz, aduși psihologii, deci în loc să facă invers, să aducă specialiști, experți care să vadă cât de reale sunt problemele și dacă există cu adevărat probleme, ei întâi îți iau copiii și după aia te întreabă dacă au fost probleme în familie. Vă imaginați ce traume sunt pentru astfel de familii și sunt foarte multe familii care nu-și mai văd copiii niciodată. Deci, decât dacă fac 18 ani, dar și atunci știți bine că dacă au fost crescuți și luați de mici, ei își pierd această legătură cu familia naturală. Însă au fost luați și copii mai mari, de peste 5, 6, 7 ani. Ori acei copii au o rată de sinucidere enormă în Norvegia. Și tot așa, mari probleme psihice care fac ca acești copii, unii dintre ei, să fie absolut irecuperabili pentru societate. Deci, ceea ce doresc ei, de fapt, să facă să crească acești copii într-un mediu mai bun, se întâmplă exact pe dos. Acei copii, practic, devin copii problemă, copii care se droghează, copii care se sinucid, copii care ajung la spitale de psihiatrie cu grave probleme psihice. Ăsta ar fi cadrul în care loviturile pe care familia le primește și, repet, sunt niște, ca să spun așa, niște experimente sociale care probabil că vor fi exportate în lume, ca dovadă că statul norvegian, inclusiv prin această instituție Barnevern, face programe cu foarte, foarte mulți bani și în România. Deci există oameni la ora aceasta școliți de aceste structuri la noi în țară. Nu numai cei de la protecția copilului, dar se fac astfel de școli de vară și traininguri cu judecători și oameni din poliție și așa mai departe. Lucrurile sunt, din punctul meu de vedere, deosebit de grave și sigur că orice stat normal ar trebui să stopeze imediat acest amestec al acestor structuri inumane și ideologice în viața statului nostru. Dar nu numai că nu se iau măsuri, dar nimeni nici nu vorbește. Probabil că n-ați auzit lucrurile astea la televizor. Nu se fac dezbateri, nu se discută lucrurile astea nicăieri în spațiul public. Care spațiul public este o sursă uriașă de dezinformare. La ora asta eu am scos televizorul din priză de peste 12 ani. Vă mărturisesc că e una dintre deciziile foarte bune pe care le-am făcut în viața mea. Toate informațiile sunt manipulatoare, sau cea mai mare parte dintre ele. Plus că induc o stare de tensiune permanentă, adică și dacă ninge afară, un aureu cot, galben sau... E absolut normal să ningă sau să plouă, nu? Totul e făcut ca să creeze o dependență de adrenalina
din, pe care o dă televizorul și să manipuleze masiv populația prin știri sau conducerea informațiilor, nu mai spun de talk show-uri acolo unde manipularea este grosieră, dar după cum probabil că ați văzut, aceiași oameni se învârtesc la toate televiziunile. Deci nu există oamenii care au alte opinii, au interzis la televizor sau sunt aduși extrem, extrem de rar. Păi, cred că nu m-au mai chemat de 2 ani de zile. Acum, de curând, m-au chemat într-o emisiune pe tema asta familii homosexuale, după ce s-au strâns 3 milioane de semnături, deci pentru ei a fost un șoc. Nimeni nu s-a gândit că românii o să opună acestei tendințe. Aceste 3 milioane de semnături care sunt luate în cea mai mare parte în biserici și au contribuit și celelalte culte la strânsul de semnături, dar bineînțeles că marea majoritate sunt din bisericile ortodoxe. Și aici. Știu. Și la mine în cartier. Aproape peste tot s-au strâns semnături pentru... Și cu mare grijă, pentru că le-a fost frică nu cumva să fie întoarse și date la o parte pentru mici greșeli, ar trebui să semnez iară pe o altă listă că ieșise la altul din listă codița de la semnătură și, vezi, Doamne, n-ar mai fi fost valabilă. Deci totul s-a ținut cu mare acribie și sperăm cu ajutorul lui Dumnezeu să se ajungă și la un rezultat. Pentru că nu mai departe decât ieri s-a împlinit un an de când 5 oameni de la Curtea Supremă a Statelor Unite au modificat legislația în sensul în care absolut toate statele din cadrul Statelor Unite au fost obligate să accepte familia homosexuală. Deci exact un an s-au împlinit ieri. De când lucrul ăsta s-a întâmplat în cadrul în acest cadru, călcând în picioare tot ce ține de partea de democrație a unui stat. Pentru că probabil că unii dintre dumneavoastră știți, toate statele, peste 40 și ceva de state unde s-au făcut referendumuri în Statele Unite, inclusiv în California, care e un fel de meca a homosexualității din Statele Unite, peste tot a căzut. Deci această dorință de a impune familia prin referendum a fost respinsă prin referendum și repet, a fost o decizie luată doar de 5 oameni, de 5 jurați, în cadrul acestei curți supreme. Observați, deci, că nu se mai ține cont de nici măcar de referendumul, de partea de democrație directă, care e cea mai puternică, nu? Asta ar trebui să fie voința populară și vedeți că și cu Brexit-ul același lucru se întâmplă. Se discută dacă acest referendum nu poate fi reluat sau să nu fie pus în... să nu capete consistență juridică și așa mai departe. Că vezi, Doamne, să fie doar o simplă... ca un fel de barometru de opinie. Deci sunt în stare să fac orice ca aceste lucruri să meargă mai departe. Însă
Ce să spun? Sunt... Dacă s-ar deschide această... Și cum s-a deschis această cutie a Pandorei în, în multe state, unde s-au luat aceste decizii strict la nivel politic, deci nu a existat în Europa, cu o singură excepție foarte ciudată cu Irlanda, nu a existat o Irlanda care este o țară catolică prin excelență și o țară conservatoare, dar au reușit să-i manipuleze în ultimul hal. Mă iertați că mă exprim așa. Deci, în restul statelor, nu s-au făcut referendumuri pe această temă. Lucru care... deci, această deschidere a cutiei Pandorei poate să ducă la absolut orice formă bizară de așa zisă familie. Pentru că deja sunt cupluri care sunt două femei și trei bărbați, sau trei bărbați cu trei femei, care vor să se căsătorească toți împreună. Familia așa numită poliamorie se cheamă. Vă spuneam adineori de încercările de a deculpabiliza pedofilia. Și aici vârsta de consimțământ începe din ce în ce mai mult să scadă. Chiar și în codul nostru penal, atenție, pedofilia a început să, să fie mai, să fie mai puțin, adică astea incriminarea pedofiliei și legea în sine să fie mult mai laxă. Și la noi s-a întâmplat odată cu modificarea codului penal. Însă sigur că încă este interzisă, dar au ușurat pedepsele foarte mult. Deci, dacă se deschide asta, practic familia în sensul pe care îl cunoaștem noi din moși strămoși dispare. De fapt, ei asta și doresc. Ei nu-și doresc neapărat să existe familii homosexuale, pentru că aceste familii nu rezistă în timp. Ei, relația lor este deschisă. Se consideră cam media de 7 parteneri pe an pe care o au un cuplu, un cuplu de homosexuali. Schimbă 7 parteneri pe an. Și practic sunt foarte mulți homosexuali care nu își doresc lucrul ăsta, ca dovadă că odată liberalizat în țările din vest, lucrul ăsta n-a dus la un buzeală ca aceștia să se căsătorească. Au fost și cazuri, dar nu sunt foarte multe. Păi interesează altceva, cum a spus și Masha Gessen, care e o mare luptătoare pentru drepturile, mă rog, așa numite drepturi pentru pentru cuplurile LGBT. Ea a spus foarte clar că pe noi nu ne interesează căsătoria, că ar fi o ipocrizie să spun asta. Asta a spus-o în cadrul unui congres al scriitorilor din Melbourne, din Australia. Pe noi nu ne interesează familia. Pe noi ne interesează pur și simplu ca ideea de familie să fie distrusă. Vrem să ștergem cu buretele orice ține de familie. De, ideea de familie normală. Nici nu-i mai spun tradițională. Pentru că n-a existat tipul acesta de familie homosexuală, n-a existat nici măcar în mentalitatea păgână. Deci în lumea păgână, așa ceva nu s-a putut imagina, deși sigur că homosexualitate a existat și în Roma Antică și în Grecia, însă ideea
de familie homosexuală era complet străină, nici măcar lui Nero, cred că nu i-a trecut prin cap, deși el și-a făcut calul consul, dar nu le-ar fi trecut prin cap să facă, să dea un edict prin care să producă această mutație în societate. Mai mult, eu, citind istoria familiei în lumea antică, am văzut că și cuplurile care rămâneau în această cuplurile care rămâneau homosexuale erau de către societate duse către marginea societății, dar lucrul ăsta, deci presiunea era atât de mare încât nu existau, chiar dacă aveau relații între ei, nu existau să rămână în acest cadru de relații până la moarte. Deci asta era un pasaj în viața lor. Ulterior erau obligați să dea statului, să dea copii și familia a fost reglementată inclusiv de legile romane. Deci nici măcar mentalitatea păgână nu a existat asta. Ei, dorința lor e pur și simplu să se facă implozie familie. Să nu mai existe ideea de familie. Ideea de familie lor le repugnă. Cum adică? Mama și tată. Și pentru asta, sigur, au inventat și o teorie absolut monstruoasă, teorie gender se cheamă, care este aplicată în anumite state ale lumii și, v-am spus de acele rapoarte, Zuber, mi se pare că se referea chiar la asta, ca statele europene să permită aceste teorii să fie implementate în societate. Care este ideea? Copiii, după mintea lor, și vezi, Doamne, vor să demonstreze și științific asta, copiii nu se nasc adică copiilor nu că nu se nasc, copiilor li se impune sexul de către societate, de către cultură, de către cutumele sociale, de către familie, și copiii ar trebui să fie lăsați de mici liberi să-și aleagă sexul. Există grădinițe gender în sigur, experimentale. În Suedia, unde copiii nu sunt îmbrăcați, fetele ca fete și băieții ca băieți. Toate lucrurile astea care sunt absolut tulburătoare, nu? Pentru orice minte normală, sunt mai ales că se umblă asupra purității copiilor. Vor să le schimbe mințile de foarte mici. Cum să n-aibă sex copilul când știm bine că orice copil și când mergi pe stradă, nu? Oricine își dă seama dacă cineva e de un sex sau altul. Ei vor să schimbe lucrurile acestea și spun ei că nu, copilul trebuie să-și aleagă liber sexul și ca urmare orice presiune socială să dispară. E absolut monstruos. Deci asta e o teorie care a început să fie dorită și implementată în lume și se încearcă prin cozile de topor ale ideologiilor occidentali să fie implementate în toată lumea, inclusiv în Estul Europei, care post-comunist, opune o mare rezistență, pentru că noi știm bine ce e ideologie și știm bine că ideologia nu poate să ducă decât la crimă, până la urmă. La crimă, la masacrarea sufletului unui om. Intrați. Veniți mai aproape, veniți. Hai că vă mai închinați și după. La ecran.
Deci, ăsta ar fi un pilon pe care umblă acesta de a distruge ideea de familie. Și știm bine că familie nu înseamnă numai mamă și tată. E un întreg univers al familiei. Sunt veri, sunt unchi, sunt verișoare, sunt nepoți. Deci familia dă un suport foarte puternic unui copil, un suport psihologic pe care îi va da putere toată viața să meargă înainte și să crească în condiții de firesc și de normalitate. Ei însă vor să schimbe toate lucrurile astea, chiar cu forță. Cine se opune, știți bine că cine se opune în... de exemplu, au fost cazuri de cofetar, a fost un cofetar în Statele Unite care s-a opus, n-a vrut să facă tortul unei așa zise căsătorii homosexuale. Pur și simplu i-au închis firma, l-au lăsat pe drumuri. Altă femeie creștină, tot din Statele Unite, care a refuzat, fiind funcționar public, a refuzat să oficieze o astfel de căsătorie, la fel au băgat-o pe ea, chiar au băgat-o în pușcărie. Am închis-o. Deci presiunile sunt foarte, foarte mari. În Franța, la fel. Știți că în Franța au ieșit peste un milion și jumătate de oameni pe stradă, susținând familia firească. E așa numită manifestare. Ei fac regulat astfel de ieșiri, de manifestații în spațiu public. Însă, cum v-am spus, ceea ce dorește poporul, dorința populară este pur și simplu bagiocorită, ignorată. Ignorată și bagiocorită. Pentru că se iau deciziile la nivel politic. Și se impun, pur și simplu, sunt impuse. Cum v-am spus, în Statele Unite, 5 oameni au impus sutelor de milioane de oameni din statele care au fost împotriva acestei acceptării acestui tip de familie. Ce este adevărat, pe de altă parte, este că familia firească, familia formată din bărbat, femeie și eventual și copii, este într-o mare criză. Deci aceste lovituri vin pe o mare criză a familiei. Vedem și în jurul nostru. În Statele Unite, cred că s-a ajuns pe la vreo 70% divorțuri. La noi, acum, divorțul se face la notar, deci durează câteva minute. E o problemă cu familia normală în sine. Și pe acest fond al familiei firești, probabil că aveți în jurul dumneavoastră exemple de... Eu cunosc, din păcate, și din biserică. Sunt cazuri în biserică de tineri care... chiar și cu copii care divorțează. Deci, lucrurile astea ar trebui să ne dea de gândit și să ne dăm seama că nu pot fi impuse într-o societate puternică, cu familii puternice, aceste lucruri nu pot fi impuse sub nicio formă. Nu mai spunem la noi de cele peste 20 de milioane de avorturi, practic, de copii uciși în uterele mamelor care ar trebui să le dea viață. Deci, cum spunea Părintele Tănase, sângele copiilor în România, sângele copiilor a trecut
de bărbie. Că avem, avem la rândul nostru mari, mari, uriașe probleme cu familia și cu copiii. Cum, cum v-am și spus, declinul demografic este imens. Tinerii, vedeți bine că nu prea mai au... Nu prea se mai căsătoresc. Iar dacă se căsătoresc, foarte rar fac copii sau fac câte unul, maxim doi copii. Și asta inclusiv în, în familiile creștine, care ar trebui să fie, zic eu, exemple și să dea, să dea oarecum o imagine asupra ce se întâmplă în, în biserică. Am, slavă Domnului, avem prieteni mulți, cu mulți copii. Avem un prieten care, ea e doctoriță, el e arhitect, au și tot 9 copii de curând. Sunt foarte multe familii, încep să fie multe familii cu, cu copii, deci asta ar fi vestea cea bună. Însă nu e suficient. Dacă nu se creează un cadru, inclusiv în biserică, și o vândem pe cei care puteți să sprijiniți familiile cu mai mulți copii, pentru că sunt probleme, sigur că sunt probleme în familie. Nu e ușor să crești mulți copii, dar cei care pot să îi ajute, vă îndemn să, să îi ajutați pe cei care, care cresc copii, pentru că, în fond, dacă e să o luăm strict material, acești copii vor... vor finanța sistemul de pensii în viitor. Sistemul de pensii se bazează pe solidaritate socială. Ori dacă, dacă nu vor mai fi copii care să lucreze și să plătească la stat când vor devin maturi, evident. Adică dacă societatea îmbătrânește, nu vor mai fi pensii. E simplu. Adică nu, nu are statul de unde să dea. Decât dacă se împrumută. Dacă nu poți să te împrumuți, la nesfârșit, la organizele internaționale. Intrați. Cam asta ar fi. Dacă, sigur că nu vreau să închei într-o notă pesimistă. Eu cred, cu ajutorul lui Dumnezeu, că România are un dar și pe care trebuie să-l poarte. România încă este o țară creștină. Trebuie să ne gândim mult la asta și să ne, să ne dea tărie, pentru că timpurile nu sunt deloc ușoare. Și, repet, dușmanul nu mai e pe față așa cum era înainte, e mult mai perfid. Mijloacele s-au rafinat imens. Manipularea este întoi. Școala, pe de altă parte, este, se caută, ați văzut că vor să scoată și istoria din școli, ca să șteargă memoria națională. Tot ce se face este pentru crearea unui individ fără personalitate, care să poată fi dus acolo unde îi se spune, să nu aibă opinii, să nu se opună niciodată la ceea ce îi se dictează. În mod special se încearcă ștergerea simțului critic. Adică orice simț critic trebuie anulat. Și asta se poate crea din școală. Încă din școală se încearcă lucrul ăsta, pentru că inclusiv marile corporații care, până la urmă, în zona economică, asta înseamnă globalism. Globalismul înseamnă că clasa medie, așa cum știm, e aproape pe cale de dispariție, inclusiv în statele puternice din Occident. Vă aștept. Cavalerism absolut. Deci,
nici măcar marile corporații nu, nu își doresc oameni care să aibă personalitate. Ei vor oameni care să se așa-numiți sclavii fericiți. Oameni cărora li se dau bani și să trăiască cât de cât bine, sunt dependenți toți de bănci. Trebuie să-și facă toți case, mașini și așa mai departe. Muncesc unii până mor. Au fost cazuri, știți, și din presă, în care o tânără chiar a murit la locul de muncă din cauza extenuării. Deci ei cam asta ar avea nevoie, niște oameni, niște roboți. O pastă socială foarte moale, care poate fi aplicată pe absolut orice fel de relief, așa cum își doresc ei. Lucrurile astea, sigur că nu trebuie să se întâmple și cunosc oamenii, inclusiv în corporații, oameni care sunt credincioși și se... își spun punctul de vedere, sunt chiar am un prieten care a dus preotul și a sfințit corporația. Erau foarte uimiți, dar nimeni n-a zis, totuși suntem în România și nimeni n-a zis ce faci, ce căutați aici, ieșiți afară. Adică chiar oameni care nu mergeau la biserică au primit preotul cu îngăduință și chiar spunea, zice, m-au rugat să intru și la ei în birou. Birouri care, ați văzut, sunt complet impersonale. Te obligă să spui și fotografia într-un anumit cadru. Adică nimic nu-i lăsat la voie întâmplări în marile corporații. Trebuie să aibă o anumită ramă, totuși. Deci, nu, poate nu-i chiar peste tot, dar asta e, cam asta e regulă. Deci, îl rugau pe părinte să vină să le sfințească biroul. Lucru care, slava Domnului, că e încă bine. Adică la noi încă există mari rezerve de bun simț. Chiar dacă manipulările, știți bine, după colectiv, după ce s-a întâmplat la colectiv, au fost niște manipulări uriașe împotriva bisericii, de parcă biserica ar fi fost de vină că acei tineri au murit în acel accident îngrozitor. Care nu știm dacă nu cumva a fost pus la cale, pentru că nu e nimic limpezit în chestiunea asta. E ciudat cum de a luat foc atât de rapid, în câteva secunde, să cuprindă tot grupul. Dar acel eveniment nefericit, ați văzut că a fost bine condus și oamenii manipulați să atace biserica, pur și simplu. A fost pentru prima oară, cred, în istoria, cred că nici în regimul comunist nu s-a auzit ca tineri să treacă prin biserică, să fuiduie sau să arunce cu pietre. Presiunile sunt enorme, sunt organizații care cu asta se ocupă, sunt foarte bine finanțate. Nu numai de state, cum am spus, de statul norvegian, dar sunt mulți mari donatori, cum este George Soros, el e cel mai cunoscut, dar sunt și alții, cei care finanțează aceste ONG-uri care vor să schimbe fața societății. Ei l-au dat și pe de acum celebru, pentru că apare pe toate posturile de televiziune, Remus Cernea, parlamentar, care, sincer să fiu, dacă n-ar fi fost pus pe o listă, eu nu cred că l-ar fi ales cineva. Sunt convins de lucrul ăsta, că nu l-ar fi ales nimeni. Dar... Poftim? Zic, nici măcar el nu s-ar fi ales. Că e atât de redus încât... Este ridicol la un moment dat, ca personal. Este ridicol, iată că un om ca el este permanent în mijlocul evenimentelor, este
permanent pus în prim plan în mass media. Deci eu nu o să... am avut o discuție cu el acum mulți ani, acum vreo 5 ani la B1 TV și a avut încă 3 după mine la alte televiziuni. Deci el e purtat ca o trompetă ideologică peste tot. Iar lucrul ăsta se face cu bani, să știți, să nu credeți că televiziunile vor neapărat să-l aibă pe el, însă sunt foarte... Prin criză și televiziunea având nevoie de bani, având nevoie de bani, îl cheamă ca să-și satisfacă aceste nevoi mărunte. Eu am lucrat în presă și știu cum se fac aceste lucruri. Am prieteni care au plecat din presă pentru că îi obliga, practic, să scrie articole împotriva bisericii în ziare. Și neacceptând, au trebuit să plece. Și eu am plecat oarecum tot din aceste motive. Deci, lucrurile sunt destul de atroce, să zic. Adică lucrurile sunt dure. Ideal ar fi cine poate să reziste, adică să dea mărturie. Pentru că toți vom da până la urmă mărturie și va veni acea vreme în care absolut tot ce facem va fi pus, ceea ce am făcut ne va pune la stânga sau la dreapta Domnului în rândul oilor sau în rândul caprelor. Dar eu am convingerea că așa cum Hristos a spus că să avem curaj, ne-a spus că să avem curaj pentru că El a diluit lumea, în sensul ăsta că a schimbat această lume, cred că ar trebui acest îndemn al Domnului să-L purtăm cu noi permanent și să acceptăm mici inconveniente sau chiar mai mari ca adevărul să nu fie pus sub oprob și nici să nu fim obligați să acceptăm lucruri absolut inacceptabile așa cum se dorește. Cam asta m-am avut de spus. Dacă mai aveți... Vă mulțumim! Dacă mai aveți... Sigur! Vom trece și la partea de dezbatere, de dialog. Înainte de aceasta, până vă gândiți ce întrebare să puneți sau ce parte a acestei teme ori a acestui subiect să-l abordați, dați-mi voie să fac câteva scurte anunțuri. Avem și noi aici, la Pangar, revista Familia Ortodoxă. O recomand cu mare căldură. Merită citită, merită cumpărată și accesată. O salutăm. E un articol, un ultimul număr al Irinei Bazon pe tema asta, foarte, foarte bun, pe care vi-l recomand cu mare căldură. Și mă bucur tare mult că avem deja tot mai mulți invitați care sunt și colaboratori sau care au fost publicați în revista Familia Ortodoxă aici la noi. Pornind de la redactor de ei, cum este Virgil Gheorghe Vlăiescu, care a fost aici, după aceea Părintele Nicolae Tănase, după aceea domnul dr. Pavel Chiril, acum iată și dumneavoastră. Vreau foarte mult să accesați această revistă și chiar să aflăm că trebuie să facem mai multe, să solicităm mai multe abonamente. Dar nu trebuie accesate, te-ai cumpărat. În sensul acesta, da. Cumpărate și accesate citite. Pe net. Da. Înțeles. În sensul de a fi căutată la Pangar, solicitată, cumpărată de la Pangar. Merit. Apropo, mai sunt cărți aici, dacă veți vrea la urmă să le vedeți, să cumpărați, să le consultați, chiar să salutăm apariția unei cărți, de fapt a celei de a treia ediție a acestei cărți, a domnului Adrian Georgescu, Dulcea Sărutare. O carte închinată integral Maicii Domnului, o carte de imn sau imne adresate Maicii Domnului, în forma unui acatist, dacă vreți. Autorul este chiar aici. Îl știți pe domnul Adrian Georgescu, fiindcă l-am avut
și ca invitat, în urmă cu două luni, când a venit și a vorbit împreună cu părintele Nicolae Bordașiu despre rugul aprins. Iată, acum a scos, recent a scos această a treia ediție a acestei cărți. O am în spate la Vanguard, puteți să o cumpărați sau să o consultați. Pentru cei care vreți și poate nu reușiți să ajungeți, am anunțat deja că vineri mergem din nou într-un pelerinaj la Mănăstirea Prăsinei și de data aceasta vom ajunge și la Mănăstirea Curtea de Argeș pentru a ne închina la, și la moaștele Sfintei Mucenițe Filoteia. Și deci, cei care doriți, așa cum am procedat și în pelerinajele anterioare, puteți până mâine seară să ne aduceți pomelnice în plicuri închise pe care noi vi le ducem cu toată dragostea acolo. Așa cum procedați și atunci când trimiteți pomelnice la Mănăstirea Crasna. Ce aș mai vrea eu să vă spun? Pentru că suntem o familie. Biserica, parohia, comunitatea eclezială, bisericească, parohială este o familie. Poate ați observat și unii sigur și știți că de vreo lună și jumătate încoace nu se mai plimbă așa printre noi, într-un mod firav și foarte discret, dar foarte concret, o bătrânică, o bunicuță, o femeie extraordinară, fostă învățătoare, tanti Ioana, pentru că pe data de 13 mai a făcut comoție cerebrală și este paralizată la pat, acum aflându-se acasă, stă aici foarte aproape. Și aș vrea, că tot am pomenit și tot am vorbit de pomenice și de acatiste, să o pomeniți în acatistele și în pomenicele dumneavoastră. Cred că mulți o știți. Și să o vizităm, să o vizitați. Femeie slabă, cu ochelari, multă lume o știați și o știți. Venea la biserică, era prezentă, era permanent aici. O femeie dedicată, loială, fidelă acestei biserici, care s-a pregătit în ziua de naștere a părintelui Daniel, părintele baroc, Daniel Goga, 13 mai, să vină cu atenție, cu un cadou, la Sfânta Liturghie, la slujbă la biserică, însă în dimineața aceea a avut o comoție urâtă cerebrală, care a rămas cu sechele, din cauza cărei a rămas cu sechele și cu urmări. Pomeniți-o, Ioana. Domnule Capsalvi, ați pomenit de binecuvântatul demers al Coaliției pentru Familie, pe care l-am salutat și îl salutăm și noi. Să dea Bunul Dumnezeu, vorbim și cu domnul Gheorghiu, vorbim și cu domnul Șolea, cu domnul dr. Pavel Chirilă, care a fost și el aici și va veni în toamnă din nou. Vorbeam cu toții ceea ce spuneați și dumneavoastră, să dea Bunul Dumnezeu să aibă finalitate, să se materializeze. Pentru că lucrurile sunt foarte perfide și foarte subtile și perverse, iar dumneavoastră știți bine la ce mă refer. Dar faptul că s-au adunat 3 milioane de semnături este un semn. Sigur, nu trebuie să dormim pe lauri. Trebuie să fim vigilenți, să fim prudenți, să fim precauți. Însă mă bucur pentru acest demers, cum m-am bucurat și pentru alte demersuri, când a fost cu ora de religie, când a fost... Sigur, noi trebuie să fim permanent prezenți în cetate și să fim activi, curajoși. Aici ați vorbit de câteva lucruri cu care ne confruntăm noi în ziua de astăzi. Ați vorbit de relativizare. Și uitați, ajunge a fi relativizat și un recesământ sau un referendum. Ați vorbit de desacralizare, ați vorbit de globalizare și nu în ultimul rând ați vorbit de o prigoană pe față. Pentru că lucrurile așa stau în realitate. Acum ați vorbit frumos despre tineri, despre încurajarea lor, mai ales pentru a avea copii. Dumneavoastră, ca tata a 9 copii, cum ne puteți sfătui să încurajăm pe tineri să dorească să aibă copii? Căci mulți sărmani, după cum ați pomenit și dumneavoastră, nu vor acest lucru. Dar, nu vor. Dar înainte de aceasta, cum să încurajăm
să se căsătorească tinerii și apoi sigur să aibă copii. Și dacă iau copii, cum să-i ajutăm? Că sunt mulți care se confruntă cu multe probleme. Că nu sunt prea mulți tineri aici, că aș fi avut ce să le spun. Să se căsătorească, sunt, din păcate, și să facă copii, de multe ori se opun chiar familiile. Deci, dacă eu am mai mulți, v-am spus, să am mai mulți prieteni cu mai mulți copii și cei care s-au opus vehement, am un caz hilar de-a dreptul în care o soacră l-a amenințat că dacă îi mai face copii, îl dă în judecată. Adică instituția familiei, da, autentica familiei, este azi atacată din toate părțile. Absolut. Din toate părțile. Medicii și ajunge și la copii, dar sunt mame foarte mămoase care vor să stea cu copiii până la bătrânețe, să stea alături de ei. Adică sunt cazurile pe care pornesc chiar din familie. Trebuie să aibă curaj și lăsați să aibă curaj, pentru că să ai familie este o responsabilitate și lucrurile astea trebuie asumate. Înainte, slava Domnului, că bărbații făceau și armata, asta te mai întărea puțin, adică îți dădea o putere să treci peste greutăți, că îți vedeai limitele și puteai să vezi că poți să treci și peste limitele pe care nici prin gând nu te-ai fi gândit că ai fi putut să le treci. Deci bărbații erau un pic mai căliți înainte. Acum, ce să spun, e o lume care nu predispune către căsnicie, pentru că e și foarte greu material, adică sunt foarte mulți care n-au casă. Eu recomand să nu stea cu socrii. O perioadă scurtă. Cât de scurtă, dar după aia să se desprindă, pentru că foarte rar se întâmplă să se înțeleagă și de multe ori ajung la divorț din cauza părinților. Sunt multe astfel de cazuri. Și marea problemă datorată acestei culturi, acestei culturi publicitare, sub presiunea căreia stăm, este aceea că tinerii își doresc idealuri. Adică nu vor o femeie concretă. Vor să arate ca o actriță din nu știu ce film. Așa o văd eu. Asta nu-mi place că are ochi albaștri și eu îi vreau negri. Băiatul ăsta nu-mi place că e blond și eu mi-am dorit toată viața un brunet. Deci sunt lucruri... Te apucă și râsul câteodată de motivele pentru care nu sunt împreună tineri care altfel, eu sunt sigur că s-ar înțelege foarte bine. Dar își proiectează un ideal. Ori să te căsătorești cu idealuri nu se poate. Nu ține. Nu există. Este cazul celebrului Schumann, un politician de origine luxemburgheză din Franța, care e unul dintre părinții acestei nenorociri care se cheamă Uniunea Europeană. Dar el era un om de bună credință, el a crezut că face ceva bun, era și un creștin. Și a fost întrebat la bătrânețe de ce nu s-a căsătorit. Și el a spus, pentru că toată viața mi-am căutat o femeie ideală. Și uite că la un moment dat am găsit-o. Bine, și atunci, dacă ați găsit-o, de ce nu v-ați căsătorit cu femeia ideală? Pentru că și ea, la rândul ei, își căuta bărbatul ideal, care nu era mie. Deci asta se întâmplă de cele mai multe ori cu familiile, cu cuplurile, cu tinerii care
găsesc tot felul de motive, care mai de care mai stupide și mai ridicole, ca să nu fie împreună. Este presiunea familiei la copii, dacă e să ajungem, e chiar și presiunea medicilor. Noi am avut mari probleme cu doctorii, a trebuit aproape la fiecare să schimbăm doctorul. Unul dintre copii chiar l-am născut acasă, pentru că era atât de exasperată soția, că zic că mai bine nasc acasă decât la spital. E o traumă foarte mare peste care trec foarte puține femei după ce nasc odată, sunt traumatizate teribil. Sunteți gravidă? Da. Da? Da. Cu primul? Nu vă sperie, da. Da. Puteți să spuneți. Nu vă sperie, vă rog. V-am mai auzit odată, nu știu despre ce. Da. Și tot v-a ascultat. Da. Nu, din cauza aerului s-a luat o parte care o afectez. Aerul, da. Puteți să-l închideți din punct de vedere. Da, da. 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 Nu, n-am probleme. E George. Aș vrea să vă spun și eu ceva. Da. Despre familie. Vă rog. Îmi puneți o întrebare sau ne povestiți? Nu. Nu? Vreau să vă spun eu ce-am făcut eu. Ce-ați făcut eu? Dar să fie scurt. E cam lunguț un pic. Scurtați-o. Puțin scurtați. Primul rând am bătezat o fetiță. Doamne. De la ala a venit 3 copii. Așa. Al doilea. A avut 3 copii, n-a avut casă. N-aveam unde să mai... Și am mai făcut încă 3 copii care i-am botezat eu. Și casă, dacă n-avea, i-am spus, măi, căutați-vă o casă în jurul ăsta aici, că vă o cumpăr eu. Și am cumpărat o casă, apartament cu 3 camere, grădină care cu curte, vie, are și cal acum, are și oi în curte. Oi? Da. La bloc? Da. El la țară. Și a zis, de aici a pornit 3 copilași care am botezat. 2 fete și un băiat. Minunat. Felicitări. Și este în curs. Să vă dea Dumnezeu bucurii. Ca să mărească familia. Să vă dea Dumnezeu. Și ajut. Ajutați cât puteți. Că eu am dreptul ăsta financiar ca să pot să ajut. Posibilitatea. Posibilitatea. Da. Îți pensionat. Am 89 de ani. Mulți înainte. Mulți înainte. Așa. La anii ăștia... Nu se vede că aveți 80. Da. Mulți să miră... Nu vă dădea mai mult de 79 de ani. Mulți să miră... Cum mai mergi tu, băi, la anii ăștia? Cum mai faci tu trebuie să mă la anii ăștia? Să vă dea Dumnezeu sănătate. Poți să fac. Bravo. Mulțumim. Mulțumim mult. Mulțumim tare. De la 3 copii a făcut 6. Bravo. Aia de la 1 are 3. Și va veni și al 7-lea. Amin. Deci, asta e. Faceți copii, chiar dacă nu vor părinții voștri, chiar dacă mamele voastre plâng că, aoleo, s-a dus cu... că o să vă fie greu, chiar dacă doctorii o să zică că mai bine faceți un avort decât e mai simplu. E o presiune teribilă asupra familiei și asupra nașterii de copii. Mie mi se pare că în România chiar mai rău decât în Occident. Eu sunt din loc. Felicitări. Mică. Da. Și de asta cred că trebuie să vă înarmați cu rugăciune și cu putere să vă dea Dumnezeu ca să faceți, să nu vă rezumați la un copil și să-i faceți și frați și să fie mai mulți, pentru că eu personal nu cred că există bucurie mai mare pe pământul ăsta decât să vezi copiii crescând, iar cei mici pur și simplu îți dau așa o mare putere și bucurie că indiferent cât de obosit, de trist ai fi, un copil mic este o alinare. Îți dă un suport extraordinar. Și ei, nu știu,
Sper că s-au simțit bine. Cel mai mare copil al domnului Capsale are 21 de ani și cel mai mic 2 ani și ceva. Mulțumesc! Mai putem vorbi, domnule Capsale, în contextul acesta al vremurilor în care trăim concret? Țineți-vă puțin ideea ca să nu uit. Iertați-mă, vă rog, domnule. Nu e nicio problemă. Pentru, mai ales pentru, pentru cei care nu au copii. Să ai mai mulți copii nu înseamnă că ai, ai nevoi mai mari înmulțite cu acei copii. Adică dacă ai un copil, mie mi-a fost mai greu să cresc un copil decât mai mulți. Dacă ai 5 copii, de exemplu, nu înseamnă că îți trebuie de 5 ori ceea ce dai deci pentru un copil. Nu, nu, că sunt mulți care își fac calcule de... Eronate. Eronate, de astea, calcule de, de contabil. Algebrici, așa. Cant contabil. Nu pot să fac decât atât copii, că n-am decât aia, aia. Nu este așa. Dumnezeu, unul, că Dumnezeu te ajută enorm și permanent, însă să crești mai mulți copii, din punctul meu de vedere, este mai simplu decât să, să crești mai puțin copii. E, e mai ușor să crești mai mulți copii decât unul singur. Eu, cel puțin din experiența personală, pot să dau mărturie pentru asta și mă iertați. Nu e nicio problemă. Pe mine să mă iertați că am, v-am întrerupt, însă n-anime. Vreau să legăm lucrurile. În contextul acestor vremuri pe care le trăim, mai putem vorbi, fiindcă de curând au fost sânzienele, ziua ei, mai putem vorbi astăzi de o familie românească, tradițională, autentică, normală? Păi măcar să fie normală. Măcar normală. Asta ar fi extraordinar, să fie familii măcar normale. Vorba îmi spunea cineva că acum mai mulți ani, acum vreo 20 de ani, îi spunea o prietenă, zice, având copii, zice, maică, eu nu-mi doresc decât ca fiica mea să se mărite și cu un bărbat și fiul meu să se căsătorească cu o fată. Și ea râdea la vremea aia. Iată că am ajuns în situația să nu mai fie interes. Adică o să ne rugăm la Dumnezeu, bine, glumesc puțin, să ca aștia copiii, ca fiii, fiicele noastre, să ia în căsătorie parteneri de sex opus. Către asta, către asta merge societatea în, în, în mare. Mai puțin totuși la noi, pentru că, repet, încă există un bun simț al dat de geniul locului în care, în care viețuim. Strămoșii noștri au luptat pentru, pentru glia asta, pentru pământ. Și pentru credință nu mai vorbim, nu? Toate războaiele aproape au fost duse ca să-și apere credința. Și chiar și în pușcările comuniste, foarte mulți au murit pentru, pentru credința lor, pentru credința creștină. Deci, n-aș spune că familii tradiționale, familii tradiționale în sensul de bărbat și femeie, da. Dar familii tradiționale în care se, se mai meargă la horă, să se mai ducă femeile la, să mai facă bărbații clacă și femeile să, să coasă și să cânte, asta nu cred că se mai poate. Nici la țară nu, nu prea mai există. La țară sunt cea mai degradată familie la țară. Da. Nu, nu. Nu știu dacă e cea mai degradată. Da, eu cunosc multe, da. Mai ales în județele astea muntenești. Da. E de groază ce se întâmplă în județe. Da, da, cred, cred. Adică și eu veniți foarte mult din străinătate, da. Vin la muncă, vin aici în, așa, se întâmplă o destinare formidabilă în familie. Plus, pervertirea spiritului. Asta e problema. Asta e problema de pervertire, pentru că noi aici în România totuși a fost un creuzet. Noi aici au stat
sute de ani slavi și totuși noi n-am devenit slavi. Au lăsat niște urme în limbă, dar am reușit să-i asimilăm. Deci, pe aici au trecut foarte multe popoare pe care am putut, puterea noastră de asimilare este foarte mare. Însă, românul plecat în străinătate, eu am observat asta față de grec sau polonez sau alții, își pierde cu totul... Vorbim de o diluare, de un... Își pierde identitate. Își pierde identitate. Încep să vorbească prost imediat românește, nu mai stau împreună cu românii. E ceva cu neamul ăsta, în afara faptului că noi nu prea știm să fim uniți, că asta e o mare problemă pe care dușmanii ăștia ai țării o speculează din plin. Da, asta e probabil că cea mai mare problemă noastră. Dar poate că așa a lăsat Dumnezeu, să fim la mila Lui permanent. Adică să nu ne încredem în soluții ce țin de popor, de neam. Însă, asta e. Românii din afară, dacă s-ar putea face niște... Dacă s-ar putea lua niște măsuri economice și eu am convingerea că sunt soluții, eu am siguranța, chiar știu că sunt soluții care ar putea să facă din România o țară cât de cât prosperă. Chiar în situația asta de criză mondială, România ar putea să trăiască mult mai bine decât acum și românii să revină în țară. Dacă ar reveni în țară, ar fi un mare beneficiu și pentru ei, pentru că acolo o să-și pierde identitatea la un moment dat, probabil că dacă nu la prima generație, la a doua, dar și pentru noi, pentru că vin cu o experiență în plus. Și știm bine că sunt, slavă Domnului, în Occident, sunt parohii foarte puternici. În Italia și în Spania, cel puțin, sunt parohii extrem de puternice de români. Și asta, practic, îi ține, le mai menține identitatea câtă mai este. Biserica are această putere de a închega în oameni tot ce ține de identitatea spirituală și de etos. Asta cred că ar fi soluția. În cazul în care oameni responsabili ar lua puterea în această țară, ar trebui acești români plecați să fie întorși înapoi și cu timpul, adică să fie aduși cu timpul, că nu poți să-i aduci pe toți odată ca n-ar avea unde să lucreze și tot. Însă există soluții. Eu nu cred în acest dezastru cum ne este prezentat. El a fost făcut, e clar. Țara a fost dezindustrializată. Însă noi, numai prin agricultură, România ar putea să revină la o situație mult mai bună. Numai prin agricultură și prin industrii conexe legate de agricultură. Noi ar trebui obligatoriu să avem o fabrică de tractoare, cum am avut. Adică lucrurile astea ar putea genera plus valoare în societate, plus valoare materială și economică și s-ar putea face foarte mult într-un termen destul de scurt. Adică n-ar trebui să treacă zeci de ani ca România să devină un stat prosper. Știu că ați avut o platformă, dacă pot numi așa, în urmă cu 2 ani ați avut niște idei concrete, extraordinare, vizând familia și vizând dezvoltarea acestei țări. Încă le mai aveți în atenție, încă le mai puteți, credeți că încă le mai puteți reitera sau susține aceste idei? Da, nici nu sunt, deci nu ați renunțat la ele. Nu, nici vorbă. Idei extraordinare. Nici vorbă. Deci lucrurile, repet, pot fi
pot fi refăcute. Foarte lucide, foarte realiste. Adică n-ați fost, ca să zic așa, un romantic sau... A, un... nu. Eu foarte obicei... concret, foarte aplicat și punctual, eu, da? Eu fac parte din... Altointe, familie... pe o gândire creștină sănătoasă. Fac parte dintr-o familie, dar români din partea tatălui și a românii sunt foarte concreți în ce fac. Adică nu-ți rupi de realitate, că societatea asta e o chestie... Și bun creștin. Bun creștin. Bun creștin, da. Societatea asta, una dintre direcțiile spre care vor să te ducă, este aceea de a te rupe de realitate. Da, da. Prin publicitate și prin mass media, nu mai înțelegi. Aveți ceva de întrebat? Aveți vreo nelămurire? Am o nemulțumire. Care? Vă rog, iertați-mă, că văd că... Vreau să mă iertați. Vă rog. Nemulțumirea mea mare este că noi românii ne-am vândut pământul la străini. Ne-am vândut vina. Așa este. Nepoții mei vor ajunge sclavi în țara lor, așa cum au fost părinții mei la grofii unguri. Care grof, pământul a fost a ungurilor, că noi am fost sub ocupația Austro-Ungariei. Și pământul l-a avut grofii unguri. Luat de la români, poate. Și acum, după schimbarea regimului, au venit nepoți de nepoții grofilor și au revendicat terenurile, viile, pădurile, tot. Și ai noștri oameni din sat, că sunt de la țară, au rămas sclavi, muncesc la grofi ăștia care au pământurile ungure, ce sunt. Și atunci, ce vrem să ridicăm noi din țara asta? Cu ce să-și facă copiii noștri mâine, poi mâine, un viitor, când tot pământul ăsta țării va fi vândut la străini? Din ce să fac? Ce să facă cu tractoarele? Așa cum a fost vândut, așa poate fi și rechiziționat la urmă. Niciodată. Ce? Doar doar printr-o vărsare mare de sânge, nu neapărat, de un război mare ca să se revendice terenurile și astea. Altfel nu se vor putea niciodată. Se poate, doamnă, se pot da legi prin care și statul să recupereze. Nu vă supărați, îmi spun că sunteți a român. Pe linie paternă, da. Soțul meu tot a român a fost, da. Balzache. Dumnezeu să-l odihnesc, că mai... L-a luat Dumnezeu acum 10 ani. Am rămas la 79 de ani singur, dar mulțumesc lui Dumnezeu și lui Maica Domnului că mă rog să-mi ajute să pot să viu la biserică. Slavă Domnului! Mulțumim! Vă înțeleg durerea și durerea, cred că durerea multora. Am ajuns, da, o resimțim cu toții, sigur că da. Însă, trebuie să schimbăm lucrurile astea. Asta-i. Dacă nu schimbăm lucrurile și eu recomand și tinerilor să intre, că e la... Și la să aibă curaj. Să aibă curaj. Să nu le fie frică de cuvântul politică. Mă uit că, aoleu, am avut chiar în campanie, vă spun, un tânăr care m-a ajutat până la strângerea de semnături. Și după aia zice, eu nu mai mă bag după aia, că e politică. Păi omule, mă lași baltă în mijlocul drumului. E ca și când ar fi venit un general la Mihai Viteazu să-i spună, voievod, îmi pare rău. Dar gata, am rezolvat până acum problema, dar mâine te descurci. Și se opresc la bani mulți, tineri, mă scuzați. Poftim? Se opresc la bani, sunt cumpărați cu bani multișori. Da. Și cad într-o autosatisfacție și într-o mulțumire, se distrează, călătoresc în străinătate, sigur că nu mai vor nimic. Știu. Pentru că bani se produc. Nu, dar cei care vor... Ce tânăr a văzut în politică? Poftim? Ce tânăr s-a afirmat în politică în ultimul an? Să știți că... Dar a fost lăsat să se afirme? Mulți au fost și chemați. Nu vedeți că niciun partid... Nu vă spun că eu mai cunosc în cazul în partide și sunt oameni foarte buni. Nu... Și sunt tot în linia a doua. Da. Care muncesc. Da. Linia a doua care muncesc. Sunt oameni... Adică oamenii politici nu sunt doar aceia pe care îi vedeți la televizor. Sunt foarte mulți în spate și eu cunosc tineri de foarte bună factură. Care stau acolo în umbră, că nu sunt lăsați în linie. Unii mai au curaj și intră, dar asta e o problemă de curaj. Sunt mulți cărora le e frică să vorbească pentru că îi zboară din partid. Dar sunt unii care nu. Spun ceea ce cred.
E o problemă de curaj și, repet, e o problemă ca tinerii să accepte, asumare, să-și asume acest și demers politic. N-au cultură politică, n-au cultură politică, n-au cultură istorică. Asta e o mare problemă în România. N-au cultură istorică. Problema culturii politice e una din marile probleme la urmă. Eu am văzut cum se manipulează. Da. Pe baza lipsei creier zero, da, deși poate să fie foarte bun specialiști, în domeniul lor foarte bun, este jonglat ca o minge de timpul. Da. De un politician... Domnul Capsale a vorbit de acea plastilină. Da, este jonglat ca o minge de pompe, da, de timp de un politician experimentat. De-aia sunt atât de găunoși. Te uită la Alina Gorghiu, care e tânăr, nu în fond. Este absolut goală și pe dinăuntru și pe din afară și pe unde te uiți. Însă are o, un discurs care la anumite generații prin. Da. Să nu nominalizăm. Da. Nu numai Alina, uite Marian Montean, da, care e un experimentat, care este un artist, da, formidabil. Da. Vă rog, nu, nu, asta zic, să, nu, să revenim, să, să revenim, vă rog. Să nu nominalizăm persoane. Domnul Georgescu, domnul Georgescu, vă rog. Nu, dar spun că fac politică. Da. Vă rog. A face politică e cu totul la ceva stimată. Nu, eu asta spun, eu asta, asta ne exprim. Ce să facem să ne alegem președinte român? Da, 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 da. Vă rog, vă rog, nu transformăm biserica într-o tribună, da, polemică. Da, vă rog. Da, și eu vă rog, acela lucru, să nu, să nu, să nu ducem direcția, discuția să în direcție care, care sunt neplăcute. Că politica ne dezbină, vedeți bine. Eu recomand tinerilor să rămână creștini, să meargă în politică acolo unde pot. Oriunde, de fapt. Eu cred că oriunde se duc și dacă au acest... rămân cu, cu niște... Nu o să schimbe, n-o să schimbe fața țării imediat sau... Dar ce, cât de puțin aduc din, din credința lor, din, din, din dragostea lor de țară, cât de puțin aduc acolo în, în orice partid, indiferent dacă ne place nouă sau nu, e un lucru câștigat. E asta... politica pașilor mărunți, exact, dar sigur. Da, da, eu sunt pentru asta. Să, eu le recomand să intre în orice partide și să, să încerce să, să, să ajungă la, la, în locurile unde se pot lua decizii. Pentru că altfel vom, doar le vom accepta și ne vom uita la deciziile pe care le iau alții care de cele mai multe ori nu ne convin. Înainte de a încheia, vreau să mai discutăm din, din biserică, să veniți cu idei. Dar trebuie, se cuvine, se cade să aduc mari mulțumiri Părintelui Paroh pentru toată dragostea. Că ne găzduiește cu atâta generozitate și ne ajută, ne primește, ne ospețește cu toată mărinimia lui sufletească. Și vreau să-i mulțumesc și de data aceasta lui George Dobre, domnul care filmează gratuit, și ne trimite și ne ajută să postăm pe site gratuit și materialul video și fotografii. Ne livrează gratuit. Mulțumesc mult! E mare lucru, așa face la toate serile publicești. Poți să folosesc și eu, nu? Da, 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 păi să vă trimitem. Cum să da? Să-i mulțumesc și lui Virgil. Virgil Ghinea, Virgil Teodul, cum îl știm noi din biserică, cel care face afișele, tot așa, gratuit. El le aduce, el le printează. Vreau din biserică alte întrebări, doamna profesoară, sau altcineva, oricine. Da, nu, nu cred că am o întrebare. Pot să-l felicit pe domnul Capsali, care are o familie atât de frumoasă. Îmi amintesc că și în care, iată, e o diferență mare de vârstă, de la 21 la 2 ani, da? De curând, de ziua Sfântului Ioan Rusu, preotul de la bisericuța Maternității, așa, Polizu, da, a spus, da, o mare bucurie mi-a făcut anul acesta Sfântul Ioan Rusu și așteptam să mi se nască un copil de Sfântul Ioan Rusu, dar mi-a făcut o bucurie mai mare că a venit copilul cu două zile mai înainte. Și așa aveam a cincea fată. În momentul acela toată lumea a rămas stupefiată. Adică cinci fetițe.
Acum, eu care am două fetițe și un băiat, cum aveți? Am un prieten cu 7 fete. Așa. Eu care am două fete și un băiat, știu ce înseamnă, dar să ai, mulțumesc frumos, și 3 nepoți, 2 băieți și o fetiță. Și știu cum este, sigur că e frumos, mai ușor să crești de aceeași vârstă, dar toată lumea a rămas interzisă, 5 fetițe. Și pe urmă m-am gândit că am văzut un film cu 5 fete, surorile mari, și ce frumoase, o familie în care au fost educate cu dragoste, să se ajute una pe alta, și ce frumos au evoluat, și este minunat. Și cineva la biserică a vorbit acolo, da, noi știm familia părintelui, cea mare este de liceu, în ultima clasă de liceu, și iată se născuse. Și eu am fost foarte mirată și iată că m-am mirat a doua oară astăzi când am aflat de familia dumneavoastră și nu pot decât să vă felicit. Adică știind psihologia copiilor, ar zice, vai, dar cum să am așa o diferență? Eu dacă sunt domnișoară, nu? O fată mai de liceu, să am mama să fie cu un bebic. Dar e față de ce se întâmplă acum, nu? Ce se întâmplă acum, așa cum a spus dumneavoastră, unul sau doi copii. Așa încât eu aș zice că sunteți niște modele. Astfel sunt niște modele și ar trebui popularizate, pentru că în creșterea unei astfel de familii, într-o așa familie în care copiii practic trebuie să se ajute unii pe alții și cu un lucru ușor și cu un cuvânt și cu un ajutor la o lecție și cu ordine și cu multe lucruri. Este o adevărată școală și adică niște lucruri foarte frumoase într-o familie. Din cauza aceste lucruri, cred că ar trebui popularizate și lumea să știe ce înseamnă o familie, ca să prindă gust ceilalți, să nu rămână la un copil. Cei care au un copil, ei, unul și bun, se învață egoist sau vrea prieteni și tot timpul trebuie să mai iau. Am auzit, dar și eu am mai crescut încă unul sau doi, că mereu vroia companie. Deci e... Tu, ca părinte, să fii permanent atașat de acel copil, pentru că el se plictisește. Exact. Așa, dacă are frate, exact. Deci lucrurile astea, cred că lumea ar trebui să le afle, la ce minunate sunt lucrurile într-o familie, și iată că suntem loviți la nivel național să auzim niște lucruri urâte. Eu cred că cei care au plecat supărați de această idee, pentru că părintele Sofian pe care îl vedeți acolo, când venea vorba despre acest subiect, spunea: poporul nostru s-a ferit de lucrurile astea urâte. Da. Nici nu vrem să le auzim, cam asta este ideea. Chiar ne deranjează să știm, și se întâmplă la câte un film bun am văzut și actori mari să accepte lucruri într-un film în care se lasă ideea asta. Adică, nu de fapt, se însămânțează ideea. Și desene animate, doamnă. N-am văzut așa ceva, dar am fost tristă de actori mari când am văzut. Dom'le, cu cât a fost plătit? Poate mici să le inculce lucrurile astea de mici. Sunt regretabile lucrurile astea și probabil că ceea ce se întâmplă... Pentru cei în vârstă e aproape... Deci, pe vremuri nici nu se deschidea gura cu așa ceva. Adică le era rușine și să se gândească. Exact. Dar acum lucrurile astea devin în cotidian. Și problema e că dacă ne ascundem castruțul cu capul în nisip, nu rezolvăm probleme. Da. Pentru că ei asta vor. Vor să nu ai, să nu te opui acestui demers pe care nebunesc de-a dreptul, dar ei asta își doresc, să nu cumva, cine se opune este dușmanul lor. Nu vă spun cum am apărut prin străinătate în presa, există o presă gay, așa numită presă gay, ce mi-au făcut acolo în presa lor și e foarte citită de... Da, asta e situația. Trebuie să acceptăm că există, dar să nu acceptăm ca aceste lucruri să ne fie impuse. Asta sub nicio formă.
Da, cred că nu se va putea rezolva situația asta decât cu o rugăciune foarte multă, asta, cu o rugăciune da. Foarte multă și întoarcerea. Iar în ceea ce privesc avorturile atât de în număr atât de mare și care ne aducă o mare tristețe și o mare apăsare pentru tot neamul nostru, ar trebui făcut ceva în alt fel. Și iată, nu aș fi vrut să vorbesc de ceva personal, să fac o mărturisire, dar dacă am ajuns aici, iată, am să spun, pentru că nu am știut, chiar și eu fiind dintr-o familie creștină, motivele sunt foarte diferite. Ca să-ți păstrezi slujba, da? Eu aveam 2 copii când de 6 și 8 ani 2 fetițe și era fusesem promovată la serviciu și nu mai vroiam să o iau iarăși de la început. Am spus categoric, nu mai consideram că le-am scos din greu, vroiam să mă realizez profesional și chiar prinsesem eram al treilea om într-un centru de calcul, ca profesional vorbind, și mi se părea că am ajuns ceva. Chiar mi se părea că am ajuns într-un punct și nu aș fi vrut să o iau de la scutece din nou, absolut deloc, chiar dacă soțul meu își dorea încă un copil și îl întrebam direct. Te-ai sculat vreodată noaptea când a plâns vreun copil? Nu. Ai făcut ceva pentru... Cum faceți dumneavoastră, chiar așa? Deci nu este, sunt niște probleme grele și concrete într-o familie, nu neapărat că vor să se distreze. Da. Și sigur, pentru că nu am avut încotro și a venit încă un băiat și a fost minunat, dar lui Dumnezeu le-a aranjat, Dumnezeu și mi-a arătat un lanț de minuni în care mi-a arătat că mi-a dat până la urmă meseria care mi-am dorit-o dintotdeauna, cea de profesoară, că mi-a aranjat și cu casa, că mi-a arătat, pentru că și sigur l-am întâlnit pe părintele Galeriu, care mi-a explicat ce înseamnă că fiecare copil vine cu pâinica lui. Așa. Și nu ai voie, nu ai voie tu, mamă, să omori copilul, a face un avort înseamnă exact același lucru ca și când ai lua o spadă și ai înfige un copilul care deja îți este mare și trăiește. Ori nimeni nu mi-a explicat. Nimeni, exact. Da, de aceea am și scris în cartea care am făcut-o pentru părintele Galeriu despre strigătul mut și filmul acela am exemplificat. Acum, încă ceva, totuși nimeni nu ne explică, chiar eu fiind dintr-o familie creștin-ortodoxă, mama mea nu mi-a spus că e păcat. Spunea, eu credeam că e frică să nu mor, pentru că pe vremea lui Ceaușescu era interzis avortul și atunci trebuia să faci cu un medic separat și multe femei mureau. Zic, de asta nu vrea, de asta îmi zice, lasă că te ajut și eu, unde și mama și soară, că ele erau bătrâne, cu ce să mă ajute și departe, zic, le e frică să nu mor. Deci nimeni nu mi-a explicat că, de fapt, mai greu decât viața și moartea este că faci un păcat. Un păcat pe care îl porți după aceea întreaga viață. Deci asta cred că ar trebui explicat prin profesoarele de religie, prin mamele, să explice că este un păcat înfiorător, cu niște urmări asupra generațiilor viitoare. Și chiar asupra acelor mari. Exact. Eu cred că doamnele sau mamele de generația dumneavoastră nu cunosc lucrul acesta și la ora actuală, pentru că în jurul nostru se întâmplă, de exemplu, dacă o tânără vrea să facă avort sau vrea să păstreze copilul, de exemplu, doamne, sărcinată fără să așa. Majoritatea doamnelor de generația dânsei îi recomandă avortul. Eu vă spun, în anul în care m-am născut eu, avorturile au fost mai multe decât naștere. Deci până au oprit Ceaușescu în 68, avorturile, până când le-a desfințat prin lege avortul, lucrurile erau dramatice. Pentru că lumea nici nu era credincios, că un om credincios, cu adevărat credincios, nu poate să facă asta. Nu poți să omori o viață. Aici vorbim și de ignoranță și de necredință. Exact. E o problemă de ignoranță. 25 de ani nu te împărtășești. 25 de ani nu te împărtășești. Nu există derogare. Adică nu există covorămâi. Aia nu stabilește. Tu omnicul stabilește, nu-ți legi. Slavă Domnului, în ortodoxie nu există. N-ar trebui nici așa. Numai puțin. Majoritatea îți spun
știu. Să păstrez copilul. Deci și doctorul. Și doctorul și mama de acasă. Și spune mama, că zice, Vlad, ai doi copii acasă, ce să trebuie al doilea? Așa e, așa e. V-am spus, vreți să faceți copii, ceea ce am spus, îi faceți împotriva mamelor voastre, împotriva rudelor, împotriva doctorilor, împotriva societății. Altfel nu se Sfinții poate. Că e presiunea e enormă asupra mamelor. Și asupra, și uneori chiar și tații. Tații sunt cei care îndrumă mamele spre avort. Lipsa de credință, ce spune dânsa, lipsa de credință și soțul și soția au aceeași pedeapsă făgăci. Așa este. Chiar dacă se întâmplă, funcție de cuvânt. Dacă este pocăință, nu. Nu, sigur. Da. Chiar dacă este funcție de duhovnic, fiecare duhovnic își cunoaște da, așa. Sigur. Dar ați văzut, părintele Arsenie Boca spune clar, da, ai obținut, Dumnezeu te iartă, dar suferința rămâne. Da. Așa încât trebuie dusă crucea. Majoritatea femeilor care au făcut avort suferă de boli grave, adică inclusiv schizofrenie se întâmplă sau cancer la uter, deci cancerul la sân foarte des. Cancerul la sân se face în general din cauza acestor avorturi. Adică așa. Foarte multe femei cu cancer la sân au făcut așa avorturi. Este, aveți dreptate. Da. Reușiți, domnule Capsali, în aceste vremuri să răspundeți provocării de a educa 9 copii? În condițiile în care fiecare om este unic. Vorbim de 9 tipologii, de unicitate, de originalitate a fiecăruia. Reușiți de la 21 la 2 ani? E o provocare la care ați reușit să faceți față? La un moment dat, o asistentă dintr-un spital i-a spus soției mele, cred că la al 7-lea copil sau la al 7-lea copil, la al 6-lea, al 7-lea, nu mai țin minte exact. I-a zis, zice, cum poți dumneata să... Zice, noi avem un singur nepot. Asistenta nu mai lăsase pe fiica ei să mai facă mai mult de unul, cred că a și dus-o să aborteze. Zice, noi ne ocupăm de el permanent. Zice, cum poți dumneata să ai grijă și să-i educi atâți copii? La unul este idolatrizat, nu este educat. Știu. Dar mi s-a părut foarte amuzant. Eu n-am fost acolo, soția mea a tăcut din gură și n-a băgat-o în seamă. Dar sigur că a afectat-o. Dar copiii noștri au fost duși de mici la Ateneu, la... Deci absolut toți au făcut un instrument și... Atanasiu, ce faci? Am făcut vioară 4 ani. Chitară, da. Da, și acum face chitară tot. La dumneavoastră. A terminat da. Clasa 6, intră pe a 7, e cel de-al 5-lea. Atanasiu. Nu. Adică lucrează acasă. Nu, are un serviciu acasă, dar... De acasă, un serviciu de acasă. Dar nu se duce 8 ore, niciun caz. Poftim? Nici oră, nici vorba. Băi nu, n-ai cum. Și a fost, deci eu vă spun că am avut tentația aceasta, pentru că soția mea a făcut dreptul. Aveam un prieten care avea o firmă mare de drept și a vrut să o ia acolo, pentru că soția mea cunoaște o limbă mai rară, limba arabă, și zicea că ar câștiga foarte, foarte bine la acel, mă rog, era un grup de avocați foarte puternic și o asociație de avocați și am stat în mare cumpănă, pentru că ne-ar fi fost banii care i-ar fi adus în casă ar fi fost mult peste ce ne-ar fi trebuit nouă. Însă am avut de ales între a avea copii care au o mamă și a avea copii care au niște bone, care au grijă de ei. Și am ales până la urmă să aibă o mamă.
Ea s-a avut hotărătoare o întâlnire, că i-a dat Dumnezeu să se întâlnească cu o femeie în parc cu 5 copii care lucrase și care atunci când a plecat de la serviciu, copiii au spus: mamă, nu știi ce greu ne-a fost fără tine. Și Dumnezeu te ajută oricum. Adică nu trebuie, dacă trebuie să spui încrederea totală și n-ai cum. Deci o familie cu atâți copii nu poate să se gândească că poate ea rezolva problemele. Mereu o familie cu mulți copii va fi în mâinile lui Dumnezeu. Cu totul, absolut cu totul. Inclusiv dacă e să ne gândim la problemele care sunt cu copiii pe stradă sau mai știu eu. Frații lui mai mari am avut gemeni, le-am arătat drumul în clasa 1, cum să ajungă la școală, trebuia să ia tramvaiul, nu puteam să ne ocupăm nici eu, nici soția, aveam alte treburi și s-au descurcat foarte bine, adică le-am arătat, am văzut părinți care sau bunici care își duc copiii la 100 de metri de casă, de mână. Că copiii trebuie lăsați un pic să fie mai să fie pe picioarele lor, iar Dumnezeu lucrează. Nu te lasă. Dumnezeu nu te lasă să-ți fie, adică greu poate să-ți fie, dar nu te lasă să nu duci mai departe ce ai de dus. Nu, imposibil asta. Adică nu, cum spunea și Doamna, cum zicea Părintele Galileu, că vine cu pâinica lui. Da. Și în casă, cât de persoane sunt, de atâtea ori Tatăl nostru exact. Există. Dacă cere fiecare copil pâine așa de toate zile, da. Dumnezeu nu-l lasă. Dacă mai sunt întrebări, doamna Constanța. Da. Am o întrebare. Te vedeți? Ați scos televizorul din priză. De 10 ani. Da. Nici copiii nu se uită la televizor? Păi nu, dacă l-am scos, l-am scos. E bun scos. Da? Nu. Din casă? Total. Dar eu consider că cel mai mare pericol pentru copii este televizor. Cel mai mare. Am văzut cum stau lipiți de ecran. Și nu cer, copiii nu cer, nu? Păi de ce să cer? Tablete, ce au? Poftim? Calculator și tablete cei mari. Adică tablete nu au. Calculator și telefoane mobile, cei mari. Cei mici au sub supraveghere calculator, sub supraveghere atâta. Adică nu la dispoziția lor. Foarte bine. Da. Domnul Tase știe. Dacă mai sunt întrebări. Cum? De la iniția Ștefan. Ei se descurcă foarte ușor cu toate gadgeturile, dar sunt extrem, extrem de periculoase. Eu vă recomand, dacă aveți copii, să nu... Și nu numai, dar și pentru dumneavoastră. Nu vă ajută cu nimic televizor. Absolut nimic. Din potrivă, e o sursă permanentă de stres, de împrăștiere. Nu, lăsați-i că... Doamna Simona, cum este să crești astăzi o adolescentă în casă? Ușor. E cu mine. Da, slavă lui Dumnezeu. Bine, duminica la biserică. Da. Slavă lui Dumnezeu. Alte întrebări? Eu pe care merge. Nu, ultima. Da. Dacă mai vor să nu zică că am cenzurat pe cineva. Dacă nu, mulțumim din suflet. Mulțumim. Nădăjduim să mai veniți. Cu mare drag. Vreau să mai veniți. Vă așteptăm cu mare drag. Păcat că a fost meciul, că probabil au mai fost da, bine. Da. Au fost bine care s-au... Vă mulțumim și dumneavoastră pentru participare. Vă dorim o vară frumoasă, plăcută, Doamne, binecuvântată. Doamne, vom relua ciclul de seri duhovnicești, de conferințe. Mulțumim tuturor celor care s-au implicat în organizarea acestor seri duhovnicești, în asigurarea infrastructurii și a logisticii. Le mulțumesc pentru buna colaborare și toată deschiderea și disponibilitatea sau cooperarea. Acum vom face obișnuita fotografie de grup în fața acolo la biserică, după ce vom face și rugăciune. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.
Cu toți! Cu bine se facă rar să te fericim pe tine, Sfântul Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și mai ca Dumnezeu nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât pe rubini și mai mărită fără să asemănare de serafinii, care fără să cărăciune Dumnezeu Sfântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu de mărit. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Poftiți la post. Da, perfect.